Să vedem cum rezistă acestei presiuni. Prima finală la seniori pentru Helen Kevrich din Germania, 16 ani. Și a luat peste 14 în calificări. Stalder în apropiată întoarcere, trecere pe bara mare cu o mică depărtare de picioare, penalizabil. Întoarcere foarte frumoasă, desprinderea, ce amplitudine, ce ținută. Op, aici un pic a pierdut stândul. Pe extensie, aproape de bară, coatele îndoite. Pacul, ce frumos se vede din acest unghi. Ce vârfuri are. Poșnicova, 180, și să vedem coborârea Tsukahara. Puh. A scăpat. Eli Zaitz, ultima campioană europeană la paralele pentru Germania. O sportivă cu o longevitate extraordinară. Zaitz, prima medalie a fost în 2011 pentru ea la Berlin. Îmi amintesc la campionatul european anul trecut, de asemenea, medalie la întrecerea continentală. Nu este, din păcate, în echipa Germaniei acum. Iată aici cât de aproape a venit, ați văzut cum a îndoit coatele. Cred că este cea mai mare greșeală din exercițiul lui. Kevrich este fata unui fost fotbalist din Bosnia, căsătorit cu o doamnă din Germania. Ca junioare, excepțională. Pentru frumusețea gimnasticii doresc un parcurs excelent și la seniori. Urmează minutele de încălzire pentru ultimele patru finaliste în așteptarea notei pentru reprezentanta Germaniei, care e născută pe 21 martie 2008. A concurat cu Ama Ghigoarță, cu Sabrina Voinea și cu Amalia Puflea la Maribor 2022 și anul trecut cu Vânoagă la festival. Ia vedem punctajul, 13.866, 6.2 dificultatea, 766, 7.